Fermierii trebuie să depună până pe 15 iunie cererile de plată la APIA fără penalități. De pe 6 iunie, primirea cererilor unice pentru campania 2020 se face electronic, iar până acum au fost depuse 746.625 de cereri pentru o suprafață de peste 7 milioane de hectare. Completarea cererilor se face pe site-ul APIA, iar descrierea amănunțită a utilizării aplicației se poate găsi în ghidul de utilizare al acesteia. Fermierii trebuie să atașeze și anumite documente la dosarul cererii unice de plată, și anume copie după cartea de identitate, pașaport sau certificat de înregistrare la ONRC sau certificat de înregistrare fiscală. Actele se depun online către centrele județene sau locale APIA de care aparțin. Dacă actele sunt depuse în termen, fermierii sunt scutiți de penalități.